De această dată, iată, la poarta Concordiei Chiajna, o ratare oarecum asemănătoare. Sare din nou la cap Mihai Dina, urmărește Florea, șutează Florea, gol! Concordia Chiajna egalează în primul minut de prelungire. Din nou cedează apărarea viitorului și bucuria imensă a jucătorilor echipei oaspete din această seară. O bucurie împărtășită cu cei din tribune. Au intrat și oficialii Chiajnei de pe banca de rezerve, secunzii lui Mariu Ciumudică sunt în teren. Îi poftește Cristi Balaș să iasă în afara terenului. Noi îl avem pe Dina în prim plan, însă Daniel Florea este cel care în duel cu Cristi Manea reușește să intre în posesia mingii, să se întoarcă și să șuteze imparabil la vinclul porții lui Buzbuchi în minutul 90 plus 1.